Și mi s-a întrerupt. Deci peștișorul poate să fie fericit cu voi, puteți să aveți o familie fericită, însă se uită în spate la o situație pe care trebuie să o lase în urmă. Ca să manifestați în octombrie abundență, stabilitate, bucurie. Dragii mei, puteți. Puteți fi. Dacă sunteți căsătoriți sau aveți speranță sau sperați, da? Sperați la această abundență, relație stabilă, faină, super faină, posibil a intervenit un semn de aer la un moment dat și le-a distras atenția, dar nu e obligatoriu. Eu zic că încă peștișorul trebuie să se vindece patru decupe, sau voi, evident, dar eu simt că central este semnul de apă, da? Care nu poate să primească această ofertă, voi simt că așteptați. Așteptați ca unul dintre voi sau ei, să se decidă. Așteptați un moment de alegere, de manifestare. Dragii mei, dacă ați blocat acest potențial superb, undeva în sinea voastră încă așteptați, dar știți, sperați, sperați, dar știți că eventual, eu știu sub ce formă, așa simt că intuitivă, simțiți că peștișorul trebuie să se vindece de cineva, eventual cu marcaj în semne de aer sau de o situație, poate de o căsătorie sau de o relație de lungă durată, care oricum semn de pământ, oricum semn de aer, care nu le-a adus beneficii, le-a adus suferință. Eventual, încă un mesaj, peștișorul trebuie să se vindece, sau voi, dacă voi aveți acolo planete, berbeci cu planete în peștișori, dar vorbeam de voi, trebuie să vă vindecați de niște situații în familie. O, da, discuții despre moșteniri, am înțeles. Discuții. Până atunci nu puteți manifesta, este blocată, doi de spade blocată, această energie frumoasă, da? Steaua și 10 de cupe. Tot sperați la un drum. Sperați la comunicare, că trei înseamnă comunicare, spadele înseamnă comunicare, cineva nu vorbește prea mult despre, nu vorbește despre problemele sale. Și uite, așa va trebui să lipesc videoclipul și să vedeți iar banda, nu vă supărați, da? Sper să vedeți cărțile, dacă nu, încercați să vă concentrați pe